Sunt Sofia Panțăr, 83 de ani, sunt din satul Dânceni, raionul Ieloveni. Azi o să vă pregătesc niște pateuri cu mere. Toate au căzut amul de la ploi. Am născut în 41, pe vremea războiului și pe vremea foamei. Am trecut și războiul, am trecut și foamea, da, și am fost 9 copii, 6 surori și 3 frați. Eu m-am căsătorit în 63. Ca să ne dea loc de casă, nu ne dădea că nu lucram în colhoz. Am lepădat de la lucru și am intrat în colhoz să ducem băietul la grădiniță și ne-a dat loc de casă ca să ne stroim. Pe vremuri și ele așa era. Și în 65 ne-am mutat în casă cu fior. În 65. Nu era gata, am cașat pe lut cum era, dar ne-am mutat în casă. Și în 68 a născut-o pșică mea. Am mult să ne apucăm să frământăm. Așa. Am să punem sare, sarea să punem cruci, așa se face. Doamne ajute! Am cum să punem drojdia, să muiem. Apa trebuie să fie fierbinte. Acum o prefacem cu o leacă de răcit. Torna muia aici drojdia și mă apuc de frământat. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântul Duh, amin. Și ca să luăm și a stupăm amuia și dăm pașii o leacă să se odihnească. Așa. La cotlon e cei mai gustoase mâncare. De ce? Pentru că e la fum, e la foc. Și mai ales când faci afară și mai ies o leacă de fum, știi și miros de mâncarea aceea, parcă e făcută, cum, bun, drept. Hai până s-a mai ridicat aluatul, a să vă cânt un cântic. Dar să mă așez o leacă, că baba-i bătrână. Opa! Sofia Panțăr este membru ansamblului folcloric Soacrele. Avem 5 ani de când cântăm. Ai știut că nu-s de tine ce-ai cătat țara la mine, Gheorghe. E ca aici ai soțul meu. Eu n-aș gură de caș. Soțul a lucrat pe mașină mare. De atâta el la urmă a ajuns în cărușor cu dânsul. În 2008 el a decedat. Măcar că el era bolnav și al aducem cărușorul aici și-l scotem și-l punem pe cărușor. Da, dar după ce-o decedat, dar mă vroiem măcar așa cum era să mai fie, dar dacă nu mai era de acum. Singurătatea e grea tare când ești singur. N-am mai vrut să mă mai căsătoresc a doilea oară. Amu, avem copii, avem nepoți, strănepoți, se mai trebuie să te mai căsătorești a doilea oară. Casa a mai lungit-o, a mai făcut comnata asta, că așa o soțul a zis, că două comnate la un băiet și două comnate fetei. Și noi în cuhne să trăim. Dar fior așa o zis, că mamă, dar eu când copiii mei ori crește mari și a să zic, tată, ce-ai făcut, mă, tată, trăiești în casa lui Bunelu? Și eu reușesc să duc și fac căs, și unul și altul. Și eu am rămas noi singurei aici. Dar era grămadă, toți, începem și bătem la ușă, hai ieșiți la mâncare.
Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu n-am somn de dorul lui Ion. Pe lângă proprii nepoți, o mai vizitează strănepoții surorii ei, pe care o alintă cu mâncare caldă și gustoasă. Așa, eu te gaia. Coloia să încălzească. În viața mea am lucrat și la colhoz, și pe la stalovi, și la cuhne am lucrat. Dar greutăți așa mari n-am avut în viață. Greutăți când dar soțul era bolnav, era greutate pe suflet și retrăiem tare mult. Și când m-am născut pe vremea războiului, pe vremea foamei, atunci, conieșnu, atunci era greu de tot. Facem rătungioare, bunișoare, dar nu prea am gând de îmbătrânire, că inima e tot așeiași, măcar că am anii ăștia, dar parcă nu i-am. Tot puterele le-am, uleacă. Luăm măr și punem așa la mijloc și îl împrăștiem. Luăm partea asta deasupra și o punem de subt, așa. Asta de desubt o ridicăm în sus. Deși nacta este să fie panțâr, oamenii din sat, în special copiii, îi spun Baba Sonia. Frumos, da? Da? Foarte frumos, da? Ați văzut ce face Baba Sonia? Băieți, hai veniți la bunica! Veniți să gustăm pateurile care le-a făcut bunica. Hai, hai fuga, veniți la bunica, hai. Hai, ia gustați să vedeți cum îți gustoși. Eu cred că îi dau nota 10. Cui dai nota 10? La mâncare. La mâncare? Da. Dar și nu-a făcut-o. O. Dar cum mă cheam pe mine? Baba Sonia? Da? Și vă place, da? Și îmi puneți nota 10. Da. Bravo. Eu nota 40.